Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe pagina europafm.ro și pe pagina noastră de Facebook. Aruncăm o privire asupra ceea ce ne-au oferit guvernanții în 2022 și încercăm să înțelegem ce se va întâmpla în 2023, un an și mai important din punct de vedere electoral. E anul preelectoral și după aceea, oho, un lung șir de alegeri. Discutăm despre toate cu politologul Andrei Țăranu. Bun venit în Piața Victoriei, domnule profesor! Bună ziua, mă bucur pentru invitație. Ce fel de coaliție am avut de-a lungul acestui an? Au marcat și un an de guvernare, mă rog, un an și câteva zile. Ce fel de coaliție am văzut în 2022 și ce fel de act de guvernare în consecință? Am avut ceea ce se numește o coaliție majoritară, o coaliție care s-ar putea să devină un fel de obicei. Vedeți, în Germania a fost o lungă perioadă în modele de acest gen. Și asta pentru că sistemul nostru electoral este așa construit încât aproape este imposibil să faci guverne singulare, atunci, practic, coalițiile astea de largă respirație devin o opțiune, mai ales în condițiile în care, iată, partidul al doilea, în cazul nostru PNL-ul, se străduiește să fie cel care să aibă și guvernarea. Și atunci, după diverse încercări, a ajuns la singura soluție, până la urmă, coerentă, aceea de a face o mare coaliție după, cum spuneam, modelul german. Această coaliție guvernează așa cum știu ele să guverneze partidele din România. Au acest sistem foarte interesant în care nu-și asumă responsabilități. Adică ei guvernează parcă n-ar guverna. Asta vreau să vă întreb, că pare un fel de învârtit în jurul cozii, în jurul proiectelor importante, ba chiar și în jurul chestiunilor de zi cu zi care trebuie gestionate. Pare că se întâmplă totul foarte greu. Poți să numeri pe degetele de la o mână, cred, lucrurile cu adevărat importante, decise ca politici publice în anul ăsta, nu? Da, și asta pentru că, de fapt, în special cei de la PNL, cei de la PSD par mai viteși. Cei de la PNL se uită permanent la sondaje și la cât ar putea să ia PSD-ul într-o situație sau alta, dacă ei vor accepta, mă refer la PNL, creșterea pensiilor, scăderea pensiilor, diverse politici publice, unele dintre ele care le-au venit la pachet, ei erau la guvernare și când s-a făcut PNRR-ul. Adică PSD-ul aici ar putea foarte simplu să spună, domnule, noi n-am fost acolo, deci pe când PNL-ul a fost acolo, știa teoretic ce s-a negociat, ce a negociat domnul Ghinea, așa că în acest moment joacă un fel de joc de ăsta pe frânghie, în care permanent încearcă să obțină maximum și să piardă cât mai puțin. Cât de pot face asta, măsurătoarea asta, să spunem, să fie relevantă? Adică în ce măsură poți să-ți dai seama, de exemplu, că o reformă într-un anumit domeniu sau eu știu ce altă măsură poate să producă... Dar reforme n-au făcut. Reforme oricum n-au făcut. Da, o măsură de un tip sau altul că poate să-ți aducă simpatie sau dimpotrivă să-ți atragă antipatie, poți să măsori asta pe perioade atât de scurte să vezi ce efecte, ce rezultate produc? Da, aparent poți. Adică îți faci, eu știu, două, trei case de sondaje, le ții același eșantion și măsori în eșantionul dat. Nu dai rezultatele neapărat, nu le faci publice, dar vezi care ar fi marja în care poți să te miști fără să pierzi foarte mult din susținerea electorului sau, mă rog, acelui eșantion pe care îl consider ca aparținându-ți, ca fiind posibil electorat al tău. Și de aici, dacă vreți, doar că acest joc cu sondajele și cu ochii pe sondaje este foarte prost, pentru că el nu generează schimbare, el generează stagnare. Ori noi avem în acest moment
un sistem absolut de stagnare. Singurele lucruri care se mai petrec sunt cele care sunt determinate de Uniunea Europeană, dar în rest, în actul guvernării, se guvernează pe această formulă. Să vedem ce și cum, dacă, cum am putea să ne păstrăm în bazin și așa mai departe. Deși, haideți să fim serioși, pe datele pe care le avem, vedem că cele două partide, PSD și PNL, sunt destul de stabile. Adică și nici nu mai au creșteri mari, nici scăderi foarte mari. Bun, există această teorie că oricum sunt condamnate la o viitoare coaliție din 2024 încolo și atunci aici sunt două școli de gândire. Una este luptăm ca să fim partidul dominant în viitoarea coaliție sau, mă rog, ne comportăm ca atare că oricum tot împreună ajungem și nu contează că uite și acum avem un sistem de rotație a premierilor și așa mai departe. Care ar fi, de fapt, calea pe care vedeți că merg în momentul ăsta? Care e școala de gândire? Cel mai probabil vor fi forțați să aibă o coaliție și după alegeri. Problema este care va fi pilonul de bază a acestei coaliții. Adică, așa cum arată lucrurile, PSD-ul va fi cel care va negocia. Probabil că nu va face rotative, pentru că va avea un scor cel puțin dublu față de PSD, dacă nu judecă de PNL, dacă nu și mai mare, și atunci el va fi cel care va face jocurile. Deci va fi partidul majoritar în coaliție, cum oricum a fost partidul majoritar în Parlament și la alegerile precedente, dar întrebarea mea e următoarea. El oricum se comportă ca partidul dominant în această coaliție actuală de guvernare și atunci stau și mă întreb de ce s-ar mai obosi sau de ce ar mai conta că e partidul dominant pe hârtie când el oricum se comportă, așa știe să se comporte și iată că îi și reușește să se comporte ca vioara întâi în această guvernare, indiferent cine e premier, indiferent cine are majoritatea posturilor? Da, pentru că probabil PNL-ul își dorește cu mare gardoare să vină mai repede luna mai și să scape de această pălărie care devine extrem de grea. După cum observați, în ultima vreme, PNL-ul scade, sau mă rog, a scăzut. Acum s-a, pur și simplu, a ajuns pe un platou, dar a scăzut din diverse motive, din diverse scandaluri, în timp ce PSD-ul, în ciuda faptului că este la guvernare, își asumă o bună parte din guvernare, nu numai că n-a scăzut, a continuat să crească și a umplut și a depășit aproape bazinul electoral, ceea ce, on the long run, așa pe termen lung, s-ar putea să îi dea, un avantaj de imagine și un boost în ceea ce își dorește el. Deci să vrea PSD-ul să fie la guvernare în 2023-2024 pentru alegerile locale. Da. Pentru că primarii, președinții de Consiliu Județean, oricât de, cum le spun, simpatic ar fi situația în acest moment, așteaptă totuși de la cineva de-a lor să le dea banii, să le găsească avantajele și așa mai departe. Aceste programe de dezvoltare locală n-ajung și uite că pe ultima 100 de metri guvernul a găsit bani în plus din fondul de urgență pentru de rezervă, pentru niște plăți, pentru niște creșteri de plăți de salarii, facturi la curent și așa mai departe. Adică se vede clar că presiunea din teritoriu funcționează, nu? Da, fără discuții că funcționează foarte puternic și cel care are în acest moment tot interesul să își păstreze această zestre de primar, este PSD-ul. Vedeți, el a avut o problemă mare la ultimele alegeri, care s-au fost în pandemie și așa mai departe. A fost primar Chirica de la Iași, de exemplu, dar nu-i singurul, care s-au mutat la PNL. A fost o oarecare hemoragie de la PSD la PNL, în special în Transilvania. Hemoragie care a fost destul de greu oprită. Acum o parte dintre acești fost PSD-și trecuți pe la PNL s-ar putea să se întoarcă. Sau PSD-ul și-ar dori să-i aducă, pentru că sunt genul de primar care câștigă pe, cum să spun, pe persoană fizică, nu da.
au nevoie neapărat de partid. Și atunci, pentru asta, trebuie să le ofere diverse avantaje. Când ești tu la putere, când ai primul ministru, chiar dacă să spunem că ministrul dezvoltării rămâne la UDMR, relația PSD-ului cu UDMR-ului e mai bună decât a PNL-ului cu UDMR-ul, și atunci ar putea să își satisfacă acești baloni, această clientelă. Da, eu mă întrebam ceva mai devreme, domnule profesor, nu fără o doză de ironie, de ce ți-ar folosi ție ca PNL să dai din coate, să tragi tare și eventual chiar să ieși, să zicem, partidul dominant în următoarea coaliție, ca număr de mandate eventual, câtă vreme ți oricum nu-ți folosește chestia asta, s-a văzut. Acum ai o coaliție în care teoretic ar trebui să fii Vioara I, ai premierul, tu ești cel care echipurile i-a primit pe PSD la guvernare și cu toate astea ești întotdeauna prins în offside. PSD-ul îți face agenda de sus până jos. Da, și probabil ți-o va face și dacă vei fi partidul majoritar în Parlament și de acum încolo. Dar nu o să fie. PNL-ul nu e partidul majoritar. Lasă la parte că oricum nu o să fie, dar vreau să zic de ce s-ar mai strădui. PNL-ul a scos un scor istoric sub domnul Orban, dar nu îl va mai scoate în alegerile următoare. În al doilea rând, în situația în care s-a aflat atunci, oricum mai intra pe locul 2. Și au făcut acea alianță, coaliție cu USR, UDMR, în disperare de cauză. Pentru că PSD-ul, așa cum este, el s-a dovedit a fi un partid mai puternic. Da, și pentru că pe președinte încă îl mai interesa să păstreze un pic aparențele, nu? Până să ajungă din nou tot la PSD. Pe care îl hulise atâtea vreme. Acolo au ajuns la PSD pentru că cei de la USR n-au înțeles aproape deloc care este jocul guvernamental. O parte dintre ei s-au dus direct la resurse și n-au mai fost interesați de nimic altceva. Altă parte dintre ei au vrut să facă politică mare când PNL-ul vroia și el să facă politică mare. Și, în ultimă instanță, PNL-ul avea și pe domnul Câțu prim-ministru, ceea ce e greu în genere și domnia sa fiind, iată, ciclotimic, era greu probabil să negociezi cu el. Și din cauza USR-ului s-a ajuns la această variantă. PSD-ul avea win-win în orice situație. El creștea în opoziție, paradoxal, iată, continuă să crească și la putere. Probabil ăsta e motivul pentru care o parte din peneliști abia așteaptă să scape de această putere, în speranța că vor reuși să reatragă o parte din electoratul pe care simt că îl pierd. Dar ca să se întâlnească din nou în 2024 într-o nouă coaliție, înțelegem, asta dacă sigur n-apar alte variabile, nu? Da, poate le vine din nou cheful să guverneze cu USR, cine știe, în 2024, nu știu. Păi da, dar aici să devină cheful să guverneze cu USR, trebuie să aibă împreună peste 50%. Dacă ne uităm din sondajele de astăzi, ei n-au nici 40, au 30 și asta dând USR-ului scorul maxim. Da? Deci e greu de crezut că cele două partide cu 30% vor mai putea să mai repete scena din 2020. Asta unul. În al doilea rând, USR-ul, sau mai exact PNL-ul și USR-ul, joacă pe același electorat. Electoratul urban, cu anumit nivel de educație, cu un anumit nivel de trai și așa mai departe. Ori PNL-ul simte că a sângerat și continuă să sângereze din cauza USR-ului. Până de curând, electoratul USR era electoratul PNL-ului prin excelență. Nu al PDL-ului, pentru că o bună parte din peneliști au plecat de răul lui, puneți între ghilimele, da? De răul lui Boc, de răul altor primari sau personaje care au venit din apropierea fostului președinte Băsescu și care, iată, au ajuns în diverse poziții, posturi și așa mai departe, sub numele de PNL. Și atunci o parte din electoratul lor s-a dus la USR, declarându-se scârbiți de PNL-ul vechi. Da. Așa că nu cred că PNL-ul va mai vrea să se mai întâlnească cu USR-ul, pentru că ori de câte ori se întâlnesc,
USR-ul mai pleacă cu o bucată dintre foștii peneliști. Bun, și atunci recapitulând, Andrei Țăranu, este vorba ca în 2023, să zicem, PNL-ul să zică mersi că scapă de guvernare, să se producă această rotație a premierilor, dacă da. Și PSD joacă în continuare destul de abil și zice mă pot menține chiar și cu postul de premier în cote înalte în sondaje, dar stilul de guvernare, livrarea de politici publice, de măsuri, înțeleg că va fi același ca în 2022, adică unul foarte potignit și foarte lipsit de substanță în fond, nu? Foarte probabil că așa va fi, mai ales că modelul pe care îl are PSD-ul este totdeauna unul în care nu și-a asumat reforme importante. Aduceți-vă aminte, în multele guvernări PSD nu am avut mari reforme. Da? Adică ei sunt niște, acceptă să schimbe legi care sunt în acest moment și după aia să le amendeze. Dar nu să facă ei o lege da. De la un cap la coadă și să... Vă dau exemplu legii educației, asta care teoretic ar trebui în februarie să fie acceptată, este un dezastru, la fel ca și legea educației 1 din 2011, din diverse motive, poate dacă o să vreți să discutăm. Dar PSD-ul vă se pară foarte simpatic la foarte mulți, pentru că legea nu va fi adoptată când sunt ei la guvernare, va apărea o hotărâre a președintelui Iohannis și a PNL-ului, iar ei vor amenda legea respectivă foarte repede în anumite secvențe care sunt sensibile și în felul ăsta, deși, repet, nu vor fi făcut cine știe ce mare lucru, vor căpăta încrederea și simpatia cadrelor didactice pre- și universitare. Bun, acum această coaliție când s-a format, s-a spus despre ea, mă rog, politicienii au spus despre ea, are o foarte largă majoritate, poate să treacă tot felul de proiecte importante și de reforme importante. N-a trecut nimic, nici măcar proiectul de reforma pensiilor speciale nu s-a petrecut până aseară, când cu chiu cu vai și probabil într-o formă amendabilă de 1000 de ori a fost pus pe circuitul de avizare și asta doar pentru că PNRR-ul prevedea termen 31 sigur, decembrie. Sigur. Deci a fost făcută absolut rasolită pe ultima 100 de metri doar ca să încapă în acest termen. Nu mai vorbim de reorganizare administrativă, comasare de comune, lucruri de impact, de substanță, oho, de reformă constituțională sau alte lucruri, nici mai poate fi vorba. Și atunci stau și mă întreb, coaliția asta până la urmă din vorbe, care trebuia să aibă o largă majoritate de schimbare, culmea e că probabil nu va schimba nimic sau va schimba extrem de puțin, nu? Până în 2024, când și sunt alegeri. Și nici după 2024 cel mai probabil nu va schimba foarte, foarte mult. Sigur, noi trebuie să vedem în 2024 se vor naște noi dinamici, adică va veni un alt președinte care, eu știu, poate va vrea guvernul lui, care va încerca diverse posturi. Nu știm, încă avem foarte multe căsuțe goale în acest puzzle și nu m-aș hazarda să spun că sigur se va întâmpla X sau Y. Dar, încă o dată, PSD-ul este un partid conservator, mai conservator chiar decât PNL-ul. El niciodată nu a promis reforme fundamentale, iar când a făcut reforme, ele au fost punctuale, în general dedicate unor segmente de societate foarte, foarte bine țintite. Vă aduceți aminte că în 2012-2013 imediat au sprijinit pe pensionarii militari. Sau, deci, categoriile unde da. Se duc ei sunt niște categorii electorale, să le spunem așa, din care se poate obține beneficiu direct. Altfel, nu se hazardează la schimbări de anvergură. Vă reamintesc că invitatul ediției este profesorul de științe politice Andrei Țăranu. Hai să ne uităm și la persoana președintelui și la candidatura pentru prezidențiale. Că ziceați ceva mai devreme de ce fel de președinte va fi. Candidaturile la prezidențiale, care probabil vor fi anunțate în cursul anului următor, în 2023, vor influența și ele guvernarea, presupunând, nu știu, că Ciolacu vrea să fie președinte, presupunând că Ciucă vrea el să fie președinte sau PNL-ul decide
după ce Ciucă nu mai e premier, că totuși nu e o idee așa bună și găsește alt candidat. Influențează și povestea asta și coaliția? Fără discuții. Odată ce președintele Iohannis va deveni tot mai irelevant din punct de vedere al autorității în spațiu public și în spațiu politic, în special la PNL, cu atât mai mult și mai repede lucrurile vor tinde să se schimbe în mod esențial. Apropo de această prezumtivă irelevanță a președintelui, a început ea deja să se simtă într-un fel? Adică vedem PNL-ul că e în continuare atârnat de clanța cotrocenilor, ia lumină doar de acolo, așa pare în momentul ăsta, și că totuși în teren ar fi niște frământări, nu, legate și de persoana lui Ciucă, legate și de această influență a președintelui Iohannis, începe să devină irelevant și pentru partid? Eu cred că s-a întâmplat acest lucru puțin mai devreme. Este părerea mea, sigur, n-am dovezi în acest sens, dar hai să spunem că eu ascult mai cu atenție declarațiile decât alții, iar în momentul în care domnul Bode, imediat după întâlnirea ratată de la Bruxelles, a fost întrebat, ați vorbit cu președintele, domnia s-a spus nu. Mirat, de ce vorbesc cu președintele? Am vorbit cu primul ministru, am vorbit cu domnul Ciucă. Deci, din punctul meu de vedere, a fost o cabală care nu l-a mai conținut pe președinte. Până la urmă, în avantajul domniei sale, că nu a ieșit chiar atât de șifonat cât ar fi putut să fie, deși, dacă ne uităm în sondaje, el e făcut principalul răspunzător pentru eșecul respectiv. Da, să vorbești cu Ciucă nu înseamnă de fapt că ai vorbit cu Iohannis? Nu cred că mai înseamnă neapărat acest lucru. Partidele încep să aibă dinamică proprie, mai ales că acum se termină anul, începe bugetul, sunt lucruri pe care președintele nu le mai poate controla și mai ales nu mai poate controla organizațiile din țară. Și organizațiile din țară își construiesc propriile formule politice în acest moment. Uitați-vă în București, deși PNL și PSD sunt împreună la guvernare, în București PNL încă mai este în relații bune cu USR-ul și are o retorică anti-PSD. În timp ce la Iași, de exemplu, PSD și PNL sunt frate și soră, ca în povești. Da? Deci asta nu mai poate controla decât președintele partidului respectiv organizațiile de bază și atunci președintele, care a fost până de curând un vehicul simbolic, își pierde relevanța pentru că se apropie de sfârșitul mandatului. Ultimul lui act important a fost stabilirea acestei coaliții și încercarea, repet, din nefericire ratată, de a băga România în Schengen. N-ar putea să fie ultimul act băgarea României în Schengen propriu-zisă dacă ea se va întâmpla în 2023 sau nici nu are rost să vorbim despre o aderare în 2023? Nu știu, cred, eu sunt sceptic că va putea să fie în 2023, dar asta nu înseamnă că dacă va exista voință politică importantă din partea diversilor actanți nu s-ar putea cu adevărat împlini, dar e greu de crezut în momentul ăsta. Sunt mult prea multe imponderabile, sunt mult prea multe dacă Bulgaria acceptă să iasă de lângă noi, dacă Olanda, dacă Austria, dacă Suedia. Cine știe câți alții, dacă președințiile rotative deci, pun așa pe agenda. De multe încât e prea greu să faci o ecuație din care să ai un răspuns exact. Acest eșec al Schengen îi va costa pe politicieni, mai ales că i-au umflat tema asta sperând că intrăm și uite că n-a fost să fie, îi va costa pe cei de la guvernare, în primul rând. Da, și în special PNL-ul. Pentru că au deschis cutia Pandorei. Ei s-au apucat să aibă două tipuri de retorică. O retorică victorioasă, erau chiar gata să-i dea afară pe PSD-și de la guvernare, să facă, să treagă. Erau convinși prin septembrie că intrăm în fanfar în Schengen.
Dar o parte dintre ei au început, după declarațiile Austriei, să facă damage control, să înceapă această retorică anti-austriacă și în subsidiară anti-europeană, care ei nu pot susține. Da, o pot susține la bază, dar la televizor, la radio, în presă, nu o pot susține. În schimb, cei de la AUR sau din diverse alte partide, partidulețe eurosceptice care vor să apară în curând, astea n-au nicio jenă să folosească toată retorica pe care au început-o, trebuie să ne aducem aminte, Rareș Bogdan și alții asemenea lui. Pare că le folosește, uite, celor de la AUR, că vedem o cercetare făcută acum imediat după acest eșec, în care AUR se apropie periculos la 4% de PNL. Da. Păi, foarte, foarte posibil ca modelele astea retorice, PNL-ul, la fel și PSD-ul în perioada lui Dragnea, ei de fapt au formatat, să-i spunem, limbajul ăsta eurosceptic, excepționalist, românesc, anti-european și așa mai departe. Dar fiind partide mari și având familii politice europene care le-au pus în vedere că este inacceptabil să folosească genul ăsta de retorică, ei au trebuit să-l abandoneze. Unde a fost recuperat? În partidele de acest gen. Marea problemă, cel puțin pentru PNL, că el în clipa de față nu are niciun fel de altă retorică. Adică, cu iubiți România, oriunde v-ați afla, și-au făcut capital electoral în 2020. Acum suntem, când vom ajunge în 2024, povestea asta s-ar putea să fie în altă parte. Da. Cât despre USR, domnule profesor, că a trecut prin perioada asta complicată, pare că și-a cam pierdut busola într-un moment. Și-a pierdut busola și și-a pierdut și suflu. Ceea ce face USR-ul este o greșeală masivă. Interesant, pentru că ar merita, și eu încerc să mai vorbesc cu studenții mei ca diverse exemple. El încearcă în momentul ăsta să capitalizeze pe greșelile guvernării. Doar că, așa cum vorbeam anterior, guvernarea nu greșește pentru că nu face. Și când afară spui că nu face, nu prea ai ce să spui. Da? L-am văzut alaltă de curând că guvernarea pune acum legi pe ultima sută de metri, ceea ce e adevărat. Ca să treacă în fanfar, el putea să treacă oricum și înainte, au 70% în Parlament. Da. Însă USR-ul nu vine cu nicio propunere, cu nicio alternativă. Ori ei fiind un partid de protest, ei trebuie să aibă o alternativă, oricare ar fi ea. Da? Fie că se întorc la retorica aia cu corupția, fie că se întorc la orice, dar trebuie să iasă cu ceva. În clipa asta ei nu ies cu absolut nimic și doar se alătură corului de nemulțumiți. Ori, după cum spuneam chiar la început, și PNL, și PSD, și UDMR sunt nemulțumiți. Adică nu ai niciun fel de motiv să te alături celor care sunt nemulțumiți. În 2023 e de presupus că vor continua la fel? Adică pe ei potențează, cum să spun, acțiunile eventual greșite ale guvernului? Sau nu ar trebui să se uite deloc la ce face guvernul? Ar trebui să-și clădească din start o alternativă, o agendă paralelă, să spunem, care ar trebui îndeplinită? Că de criticat, cum ziceați, nu prea au ce critica, că nu se face oricum mare lucru. Iar trebuie în momentul ăsta să își construiască o nouă fațadă. Adică o agendă de proiecte, în sensul, uite, proiecte, noi venim cu ideile astea. Da, în primul rând o altă fațadă, o fațadă care să fie mai, puneți între ghilimele, mai populară. Ei au fost pictați de toată lumea ca fiind progresiști, nu sunt. Ca fiind neomarxiști, nu sunt. Ca fiind X, Y, Z, nu sunt nimic. Declară un fel de liberalism neopașoptist în 2023. Da? Deci neopașoptism în 2023 este absolut rizibil. Ei, în clipa asta ar trebui să potențeze acele caracteristici care le sunt puse în cârcă
și să o parte dintre ele, nu toate, evident, și să le folosească în rolul lor. Spune, da, domnule, suntem progresiști. Vrem ca la casa avem cu așa, vrem progresul cu orice preț. Vrem să facem X, Y, Z. Iată, a apărut chestia asta care e absolut incredibilă legată de cotele de gen. Faptul că România s-a prăbușit de pe locul 58 pe locul 122. Avem cea mai slabă reprezentare a femeilor în Parlament și în poziții publice. Vedeți, în guvern avem două. Inițial aveam doar una singură. Asta ar putea să fie folosită electoral, măcar pentru o parte din electoratul urban care i-a fost fidel USR-ului la un moment dat. Dacă însă o să vină doar cu glume galaghinea la adresa lui Ciolacu și a lui Ciucă, probabil se vor prăbuși în continuare. Acest război din Ucraina, în ce măsură va influența și el calitatea actului de guvernare? Pentru că, cel puțin în prima parte a anului, atunci după ce a izbucnit, lumea a zis ce bine că la conducerea țării e un premier de factură militară, să spunem, asta ne va ajuta. Sigur că după care sentimentele s-au erodat, să zicem așa, în legătură cu războiul ăsta. El intră cumva, din nefericire, într-un soi de banal pentru noi, pentru probabil o bună bucată de vreme, și nu știu dacă mai ține teoria asta, dacă îi mai ajută pe unii politicieni. Da, dar vedeți ce important întotdeauna în actul politic este să arăți în primul rând dușmanul. Și dușmanul este Rusia, motiv pentru care în numele acestei inamiciții se vor putea lua diverse acte, dimensiuni politice care n-ar fi fost acceptabile într-o altă perioadă. În al doilea rând, conflictul din Ucraina, puneți între ghimele, ne-a ajutat în sensul în care am căpătat o vizibilitate mai bună, ne-am comportat, iată, mult mai european față de maghiari sau bulgari, avem un anumit standing, suntem aici, avem trupe de toate felurile și europene și americane pe teritoriul României, deci una peste alta, repet, din punct de vedere al imaginii, România au avut avantaje de pe urma acestui război și probabil guvernanții, că va fi PNL, că va fi PSD, vor încerca să folosească acest bagaj, care e un bagaj bun, dacă nu în interior, măcar în exterior. Ultima chestiune, domnule profesor, dacă acceptăm că 2023, sub aspect politic, s-ar putea să fie destul de asemănător în multe privințe cu 2022, care e factorul care ar putea da o altă dinamică, să spunem, în această coaliție de guvernare în 2023? Criza. Din nefericire, criza economică, care ea există, suntem într-un model. Din fericire, suntem mai integrați în Uniunea Europeană decât eram în urmă cu 12 ani, în 2010, dar chiar și așa, această criză va fi o criză extrem de puternică, mă refer la criza economică. Uh-huh. Vedeți și dumneavoastră, mașini care nu se fabrică, dacă nu se fabrică mașini, jumătate din industria automotiv din România, care face volan, roți și așa mai departe, stă pe butuci. Asta va însemna șomaj, asta va însemna, eu știu, o mai mare influență a statului în economie. Deja ea există, iată, în energie, în agricultură. Așa că toate astea probabil că vor influența masiv actul de guvernare. Din fericire pentru PSD, el are, cum să spun, oameni pregătiți pentru formule etatiste, în timp ce cei de la PNL și USR nu prea au așa ceva. Mulțumesc foarte mult pentru analiză, profesorul de științe politice, Andrei Țăranu, la astăzi în Piața Victoriei. Multă sănătate, sărbători fericite. Asemenea, cele bune. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.